Cum a fost partida? Cum ai simțit adversarul? A fost o partidă destul de grea, ținând cont că este ultima noastră zi în antrenament. Am fost și noi destul de obosiți. S-a acumulat oboseala de la antrenamente și de la meciul trecut. Dar zic eu că am făcut un meci foarte bun. Am jucat un fotbal foarte frumos, am combinat, am pasat. Chiar dacă marca numai un gol, zic eu că per total a fost totul bine. Foarte multe ocazii. Ce ne-a lipsit ca să înscriem mai mult? Păi cred că din cauza la oboseală puțin nu ne-am concentrat așa de mult pe cât trebuia și asta cred că ne-a lipsit. Ați arătat în această seară că înfrângerea cu Mexic a fost doar o întâmplare, un ghinion? Da, eu zic că da. S-a văzut astăzi că suntem o echipă unită. Suntem ca niște frați așa în teren. Alergăm unul pentru celălalt, pasăm, combinăm și finalizăm acțiunile. Și zic eu că o să facem o figură frumoasă la Jocurile Olimpice. Am întâlnit două echipe calificate la Tokyo. Care este nivelul adversarilor? Eu zic că da, Mexicul cred că a fost puțin mai bun ca cei de la Australia, dar poate și australienii tot așa au acumulat oboseală și nu au fost 100%. La fel cum și noi. Dar zic că suntem la nivelul lor și că putem să ne batem cu oricine. Pleci într-o mică vacanță cu golul victoriei din acest meci. Cum te simți? Da, mă simt bine. Nu, am dat doar un gol, puteam să dau mai multe. Și trebuie să continui așa ca să fiu chemat la Jocurile Olimpice. Încheiem stagiul de pregătire cu o victorie. Cum a fost partida? Mă bucur că am reușit să câștigăm acest joc. A fost o partidă foarte bună, mai ales a doua repriză și prima repriză am făcut o partidă bună. Mă bucur că băieții au pus în practică ceea ce noi am făcut în antrenament, pe faza defensivă, că am făcut acel pressing sus, că am reușit să recuperăm multe mingi în jumătatea adversă, reacție după pierderea mingii. Pe faza ofensivă ne-am creat multe ocazii de a marca, am avut o posesie bună. Am reușit ceea ce ne-am dorit, am reușit să facem în seara aceasta. Vreau să-i felicit pe băieți pentru toată perioada pe care am petrecut-o aici. Au dat dovadă de profesionalism, au reușit să se anteneze 100% la fiecare antrenament și mă bucur că reușim să terminăm cu o victorie. Păcat că nu și la meciul cu Mexic, și un rezultat de calitate era bun și îl meritam. O victorie în urma unui joc bun, s-a spart cumva ghinionul pentru că și în primul meci cu Mexic am avut un joc bun, dar n-am reușit să ne impunem. Da, într-adevăr, am spus după jocul cu Mexic că n-am fost mulțumit în ultimii 25 de metri, că nu a reușit să luăm mai multe acțiuni unul contra unul, să ne creăm mai multe ocazii, dar în schimb am făcut-o în această seară de foarte multe ori. Poate să spun că îmi doream mai să reușim să marcăm mai multe goluri pentru că ne-am creat foarte multe ocazii. Multe schimbări, mulțumit de cei care au intrat de pe bancă? Da, mulțumit de toți care au fost în această perioadă în acest lot. Sunt mulțumit de cei care au intrat. Lucru pe care l-am spus înainte de primul meci și l-am transmis lor, că pentru mine jucătorii de rezervă sunt foarte importanti. Poți să intri 5 minute, 7 minute, 10 minute și să reușești să faci ceva pe care jucătorul pe care l-ai schimbat nu a reușit să facă și echipa să câștige. Am întâlnit două echipe calificate la Tokyo. Care este nivelul adversarilor? Am întâlnit două echipe bune, spun eu, dar Mexicul un plus pentru Mexic, pentru că am văzut acolo jucători de mare calitate, de la mijlocul terenului în sus, jucători de valoare, o echipă foarte bună din punctul meu de vedere. O concluzie după acest stadiu? No, cum am spus mai devreme, sunt foarte mulțumit de jucătorii pe care i-am adus aici și discuția pe care am avut-o acum cu Mirel după joc. Spuneam că, într-adevăr, sunt jucători pe care ne putem baza și eu cred că o parte din ei, mulți din ei, vor putea ajunge la echipa mare pentru că au calitate și sper ca să se întâmple acest lucru.